Începem cu informația momentului, despărțire șocantă în showbiz. Mihai Mitoșeru divorțează. Soția lui a plecat de acasă de 3 luni. Daniela Mireanu vine cu toate detaliile. Daniela, te ascultăm. Bun găsit, Laura, da, este bomba zilei, bomba săptămânii în showbizul românesc. Așa cum ai spus și tu, Mihai Mitoșeru și soția lui Noemi au hotărât să meargă pe drumuri separate după 13 ani împreună. Mihai Mitoșeru este cel care a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, acolo unde a explicat situația și de ce, motivele pentru care s-a ajuns aici. Ei bine, Mihai consideră că el a ajuns la vârsta la care își dorește o familie și copii, iar soția sa, Noemi, își dorește la cei 32 de ani pe care îi are să facă niște schimbări, să se plimbe și să petreacă mai mult timp în vacanțe sau cu fetele. E bine, bineînțeles că Mihai a spus că a avut bunul simț să ascundă situația în care cei doi se află, pentru că deja lumea îl întreba de foarte multe ori de ce este singur, a decis să dea lucrurile pe față și atunci a făcut acea postare în care spune că după o relație de 13 ani a hotărât că împreună cu soția sa ca săptămâna viitoare să meargă împreună la notar să divorțeze, mai ales că de 3 luni aceasta s-a mutat din casa în care cei doi locuiau la mama ei. Mai mult decât atât, el spune că nu se mai înțelegeau, lucrurile nu mai mergeau între ei și deși încă se iubesc, pentru că după atâta timp sentimentele nu dispar, cel mai bine este ca cei doi să meargă pe drumuri separate, iar el îi dorește tot ce este mai bun și mai frumos. Însă Mihai Mitoșeru nu a putut trece prin toată această perioadă singur și le-a dezvăluit apropiaților momentele grele prin care trece, așadar Oana Roman, prietena lui din copilărie, ne-a oferit și nouă primele detalii despre ceea ce se întâmplă între Mihai Mitoșeru și soția sa, așa că vă invit să le ascultați. Știai de problemele dintre Mihai și Noemi? Eu știam despre probleme, evident că știam, pentru că na, Mihai mi-e cel mai apropiat și vechi prieten și evident că la un moment dat am avut o discuție cu el pe tema asta, în sensul în care am ieșit într-o seară și am stat de vorbă, acum vreo lună să zic, și mi-a spus că sunt într-un moment în care nu se știe ce va fi, că ea s-a hotărât să se mute la mama ei și, mă rog, eu am crezut că e vorba de faptul că vor lua doar o pauză și că vor încerca să rezolve cumva situația. M-am înțeles că și-au dorit cumva să-și regleze problemele. Știu că ar fi vrut să apeleze și la un psiholog, nu știu dacă până la urmă au făcut chestia asta și acum am aflat și eu că el a scris faptul că până la urmă n-au reușit să se înțeleagă. Noi am fost și la mare în săptămâna trecută, ne-am întâlnit de 2 ori și el era tot singur, mi-a spus că situația e la fel și că nici el nu înțelege ce se întâmplă. Eu nu am discutat decât cu el. Iar nici el nu era foarte, cum să spun eu, nu înțelegea nici el prea bine de ce ea a făcut pasul ăsta, de ce și-a dorit să ia pauza asta. Probabil că așa cum scrie acolo și-au dorit la un moment dat lucruri diferite. El are deja 44 de ani. Cred că dorința lui cea mai mare era să se căsătorească, adică să facă și nunta, pe care nu au mai făcut-o din cauza faptului că Noemi a fost în doliu. Da. Și își dorea foarte mult un copil. Se pare că până la urmă ea nu și-a dorit lucrul ăsta și probabil că ăsta a fost unul din motive, nu-mi dau seama. Cert e că el nu cred că și-a dorit această despărțire și că a încercat ce a putut ca să repare lucrurile, se pare că n-a reușit. Apoi, ți-am zis, știu că au tot încercat, pentru că situația asta am înțeles că e de vreo câteva luni. Da, dacă ea s-a mutat deja de 3 luni, durează. Au încercat în perioada asta să facă lucruri, să încerce să repare lucrurile, se pare că n-au reușit. Mie îmi pare foarte rău pentru că eu știu cât de mult își dorea el să-și facă o familie și să trăiască alături de fata asta pe care chiar cred că o iubește foarte mult. Nu-mi dau seama de la ce a pornit, care sunt
nemulțumirile ei, pentru care eu cu ea nu am vorbit. Și oricum nu m-am băgat până în momentul în care el din propria inițiativă m-a sunat și am ieșit într-o seară și am stat de vorbă. Eu i-am povestit de faptul că și eu cu Marius am trecut prin momente în care, mă rog, nu ne-am înțeles și am făcut tot posibilul să rezolvăm situația și noi am reușit. Dar, mă rog, noi avem un copil, la noi situația e un pic diferită, în sensul în care ne dorim cumva aceleași lucruri. Mie mi se pare că ea este încă tânără, în sensul în care își dorește să iasă, să plece în vacanțe, să stea cu fetele. Probabil că se gândește că apariția unui copil îi va îngrădi cumva această libertate pe care ea încă... Dragii mei din publicitate, și ne-am întors, bineînțeles, cu informația momentului în showbiz. O informație tristă, pe care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să o anunțăm și să nu trebuiască să o discutăm. Bineînțeles, mă refer la anunțul pe care l-a făcut Mihai Mitoșeru, și anume că după 13 ani de relație divorțează de soția lui, că s-au înțeles că săptămâna viitoare să meargă în fața notarului și să depună actele. În legătură telefonică directă cu noi acum este doamna Camelia Mitoșeru, o persoană care știți foarte bine, nouă ne este extrem de dragă, este prietena noastră și nu aveam cum să nu o întrebăm cum se simte ea, cum vede această situație și cum se simte, bineînțeles, Mihai. Doamna Mitoșeru, vă sărut, bună ziua! Bună ziua, dragii mei! Cum sunteți, doamna Mitoșeru? Cum e Mihai? Cum ați primit vestea? A, groaznic! Groaznic, groaznic! Ce să zic, draga mea? Voi știți foarte bine că eu iubesc pe Noemi și că a fost fata mea. Nu știu ce să zic, draga mea. Știm foarte bine acest lucru. Mihai, în anunțul pe care l-a făcut, în textul prin care a anunțat divorțul, spunea că nu mai poate să ascundă această situație, că timp de multă vreme a ținut doar pentru el și sunt convinsă că știați și dumneavoastră și v-am și spus telefon că ați ascuns-o și dumneavoastră extrem de bine. Dar că durează de 3 luni, adică de 3 luni Noemi a plecat de acasă. Asta spune Mihai. Da, și asta e adevărat. Dar ce să zic, draga mea, nu știu ce se întâmplă. Dumnezeu e mare și după 13 ani e foarte greu. Deci, încă o dată, repet, eu n-am făcut diferență între copii. Deci, ce să spun? Mă doare sufletul. Știu că, pe de o parte, sunteți o persoană extrem de discretă și niciodată nu o să veniți la televizor să vă spălați rufele sau să vă expuneți problemele. Dar nici nu e cazul, nici nu e exact, cazul. Exact, exact. Ea n-a plecat. Ea n-a plecat la alt bărbat și nici el la altă femeie. Nu e cazul, nu. Pur și simplu s-a întâmplat. Pur și simplu oamenii se despart și nici ei nu știu bine de ce. Vine un moment când se rupe. Nu știu. Așa s-a întâmplat la ei. Mihai spune că nu mai aveau aceleași priorități. Adică pentru el dorința cea mai mare era să își facă o familie și să aibă copii. Avea și vârstă, e mai mare decât ea cu câțiva ani, nu? Și își dorea un copil foarte mult. Și pe de altă Doria parte... Doria nu avea asumat gândul ăsta. Pe de altă parte, spune că Noemi dorea mai mult să se intereseze de aspectul ei fizic. Asta a scris Mihai, nu sunt vorbele mele. Da, se interesa mai mult de aspectul ei fizic, că și-a făcut o operație estetică, că voia vacanțe... Măi, eu așteptam ca să rămână însărcinată și știu. Așa silicoane. Da, într-adevăr, așa e. Nu știu ce să zic... Cred că ea acum copilărește, nu știu. De când a murit tatăl ei s-a schimbat foarte mult, foarte mult. Vă știți că aveau anunțată nunta. Da. Și din nefericire tatăl ei foarte tânăr a făcut un atac de cord și a murit pe loc. Deci fără să sufere, fără nimic. Probabil că asta a dereglat-o. Mie mi-a spus odată că ăsta a fost un semn. Deci poate, într-adevăr, de acolo a pornit tot răul ăsta. Însă pentru Mihai, într-adevăr, e groaznic. Pentru că iubește foarte tare și pentru că nu s-a așteptat să aibă vroia un copil. Am subliniat un lucru, doamna Mitoșeru. Pe de-o parte, sublineam faptul că sunteți extrem de discretă și urma să spun, știu că nu v-ați băgat niciodată între ei, în cuplul lor, în familia lor. Știu asta. Dacă pot să-i împac mâine, mă duc. V-au cerut sfatul, doamna Mitoșeru, în perioada asta în care le-a fost greu? Da. Tot timpul le-am dat sfatul, să aibă răbdare, că timpul poate drege tot.
Poate e o rătăcire, poate de asta și stau de 3 luni așa. Pentru că Mihai a avut multe momente când a vrut să se ducă să dea divorț. Bineînțeles, la notariat, în mod civilizat. Dar eu nu l-am lăsat. Am spus, lasă-mă, micu, ai răbdare, ai răbdare, că poate Dumnezeu te ajută să se întoarcă și să fie bine. Dar el spune așa, mamă, dacă ea se întoarce la fel cum e acum, nu-mi trebuie. Deci ea s-a răcit foarte tare. Numai ei știu asta, draga mea. Evident. Îmi pare foarte rău. Evident, dar au încercat să-și rezolve problemele sau cel puțin și-au dorit. Înțeleg că din partea lui Mihai a existat această dorință. A existat și din partea ei? Nu. Nu, nu, nu. Ți-am spus, ea acum trece printr-o pasă foarte, foarte rea. Este, nu știu ce se întâmplă cu ea. Nu, nu mai cunosc. Nu mai cunosc. Dar spuneți că s-a schimbat? Da, da, da. Da. Dar probabil că, nu știu, e perioada asta păcătoasă, e... nu știu ce să zic, furia vârstei. Bine, Mihai e puternic și a trecut prin foarte multe momente grele în viața lui. Dar nu-i trebuia. Va trece cu siguranță și peste asta. Doar că 13 ani, sunt convinsă că nu se șterg cu buretele așa. Bine, dar vreau să spun un lucru. Vreau să spun că Mihai o iubește. A spus asta. A zis că e convins că se iubesc amândoi. Adică sentimentic. Asta vreau să spun și sunt convinsă că și el iubește pe el. Deci, încă o dată, repet, ea n-a plecat la alt bărbat și nici el la altă femeie. Deci pur și simplu s-au despărțit de 3 luni. Eu am avut speranța că timpul o să facă să îi împace. E, iată că nu i-am păcat. Și atunci Mihai a zis, mai bine mă duc și dau divorț. Pentru că nu știu când apare cineva în viața ei, când apare cineva în viața mea și nu vreau să ne facem de râs. Și să lungească situația... aiurea. Mulțumesc foarte mult, doamna Mitoșeru. Știu că v-a fost foarte greu să discutați această problemă. Mulțumesc. Și să sperăm că Dumnezeu e mare și că îi împacă. Cu sigur.